Haideți să vi-l arăt și pe motanul Barcea. Mă, frumos te-ai făcut. Mă, care vine din ce în ce mai rar, dar mai are 2 săptămâni. Uitați-l și pe Marcel, i-am băgat amândoi în casă să le dau ceva bun. Prieteni buni ei. Cu Marcel mă întâlnesc mai des. Marcel. Iar tu, Borcea, uite, tu dacă erai câine, erai mai credincios, mă. Așa tu te duci unde e mai bine, pe moment. Nu e așa? Data viitoare o să pun la un cățel, o să pun numele Borcea. Pisica e mai oportunistă. Unde e mai bine, se duce și ea. Bună dimineața, am plecat la drum, suntem prin Mamaia. Astăzi o să mergem la plajă. Mai multă lume m-a rugat să filmez și plaja 23 august. Este o plajă mai sălbatică, cu o apă faină, are o culoare mai albastră. Toată lumea zice că este cea mai curată apă de pe litoral, dar culoarea apei este dată de faptul că acolo sunt pietre și nu atât de mult nisip. Dar mergem la plajă. Sunt pregătit cu masă, cu scaun, cu prosop, cu de toate și mai mult decât atât vreau să facem și un picnic. Dacă se poate, dacă nu deranjăm pe cineva acolo. Să nu fim notă discordantă pe acea plajă. Așa că prima dată mergem la piață. Mergem la piață să cumpărăm o roșie, o brânză, un salam. Vedem ce găsim. O să mergem la piața Tomistre, este una dintre cele mai mari piețe din Constanța. Știu acolo un producător local care are ceva produse extraordinare. Afumături, ceafă, cârnați, de toate, de toate. Vedem ce cumpărăm de acolo, poate luăm și o roșie. Am luat la mine masă, tocător, un cuțit mic. Da, încercăm să facem un picnic. Dar doar dacă se poate. Dacă nu, stăm pur și simplu la plajă. Și mâncăm în portbagajul mașinii. Haideți, uitați, cam asta este în Mamaia la ora 8 fix. În general nu prea este aglomerat. Vedeți în stânga locul de parcare câte vrei. Și este, nu știu, 10 lei pe zi. Ajungem la piață și poate reușesc să filmez puțin și acolo. Asta este piața Tomistrei. Uitați, aici pe stânga. Pe dreapta tot felul de magazine. Este și o carmangerie Conac aici, faină. Produse turcești. Simigerie, patiserie, crama Liuța. Hai să vedem ce găsim. Cam așa. Am luat așa salam și un culiță, piept de porc și ce am mai luat? Și mușchi afumat. Ce mai aveți? Cam Noi avem așa, ce asta este? e pastramă de porc. Dați-mi o bucată de pastramă și gata. Da? Da. Și astea ce sunt? Șuviță așa din piept. A, vreau și de alea vreo două. A, așa. Foarte bine arată. Am luat aici o grămadă de mezeluri, dar cunosc producătorul și sunt senzaționale. O să merg să mai iau și ceva roșii. Nu mai am cash și cu cardul nu poți să plătești în piață. Mă, o să scot ceva bani sau o să cumpăr de la un magazin. Mama mea, de-abia aștept să gust. Gata, cumpărăturile. Sunt pe autostradă. Imediat ajungem la Cicea. Am luat și o pâine bună și ceva brânză.
aceea mai nobilă, vreo trei feluri, roșii, am și ceapă, doamna de unde am cumpărat mezelurile mi-a vărât în pungă și ceva ceapă, și roșie, și galbenă, la sălăinuța aia chiar merge. Vă recomand cine este din Constanța să meargă să cumpere de acolo, și sunt și prețuri ok, dar produsele sunt delicioase. Am înghițit în sec, abia aștept să mănânc ceva și în curiță cu ceapă și brânză, cu roșii, dar ce nu avem acolo? Din ce nu știu ce am cumpărat, totul arăta extraordinar de bine. Am luat și o bere, pentru că stăm la plajă, stăm mai mult. Abia aștept să facem un picnic. M-am spus, dacă nu fac notă discordantă, să întind eu masa, până la urmă, tot o să tai undeva pe un prosop. Facem un picnic astăzi, pe plaja 23 august. N-am făcut niciodată plajă acolo, este prima dată, așa că o să vedem ce găsim. Aceeași aglomerație ca de obicei la intrarea în Eforie Nord. Pe navigație mi-arată cu roșu până la ieșire din Eforie Nord, dar mai avem mult până să ajungem la Eforie. Na, trebuie să știi că ai de pierdut câteva ore ca să ajungi în stațiune. Adică din Constanța până în Mangalia faci cam 2 ore și, la fel ca distanța între Constanța și București. Dar nu se mișcă nici o mașină. Stau de jumătate de oră, abia acum am început să merg, pentru că a trecut o coloană oficială și bineînțeles să ei se grăbesc. Noi ceilalți trebuie să așteptăm. Și au oprit toată circulația și au trecut vreo 4 mașini. Două de poliție și două limuzine. E normal? Noi toți ceilalți să stăm mii de mașini, să stăm în ambuteiaj pentru doi politicieni. Na. Uitați ce se întâmplă la Eforie Nord. După ce am stat o oră jumătate să trec de Eforie Nord, da, vă spun, îți pierde tot entuziasmul, toată buna dispoziție, dar ne revenim și uitați, am intrat în 23 august. Acum navigația o să-mi zică pe unde să o iau, să ajungem la plajă. Deci dacă ați trecut de Eforie Nord, totul este ok. Dar nu știu ce se întâmplă în același oraș. Este cumva similar cu Bușteniul, când te duci la munte. De la drumul național am făcut undeva stânga, pe strada Tudor Arghezi. Nu arată prea bine. Și mai avem 7 minute 3,6 km. Dacă așa e drumul, ăștia încă 3,5 km. Nu cred că este ok. Hai să vedem. Drumul este din ce în ce mai rău. Poate nu asta era peste 200 de metri. Intrarea către plajă. Așa mă duce pe mine navigația. Vor fi și alte intrări mai bune? Habar nu am. Dar pe aici este... Rău. Virează
virez. Hai să vedem dacă merită această plajă. Mai am încă 3 km pe așa un drum. A fost doar un kilometru cu un drum mai rău, acum am dat de asfalt. Și la asfalt bun. Mama mia, abia aștept. Uitați aici și o biserică mai retrasă, frumoasă. Pe aici se ajunge la plajă oare? S-am găsit eu drumul. Cred că suntem pe drumul cel bun. L-a figurat că la propriu drumul iar a devenit ceva mai rău. Și în dreapta văd marea. Și aici, ca la plaja Vadu și Corbu, după ce ai venit, trebuie să te uiți foarte bine la suspensie și neapărat să speli mașina. O să vă arăt cum arată mașina mea în spate. Uitați și golful din față. A început să zdrângăne pe aici, pe la mine, tot. Toate. Cât mai avem? Nu știu cât mai avem. Cred că am ajuns. Uitați, toate mașinile sunt prăfuite. Mă gândesc dacă spui aici autorolota, praful acesta nu-ți intră înăuntru? E un nor de praf. Hai să vedem unde găsesc să parchez mașina și pe unde putem cobori către plajă. Hai să mai mergem așa puțin. Oh, ce abrupte de aici. Se vede fain marea. Vai, totul este prăfuit aici. Hai să zicem mașina o speli. Dar acest cort, cum îl mai speli? Cred că e destul de greu. Uitați un copil într-un care nu se dă la o parte. Gata. Foarte frumos se vede de aici, marea. Multă lume cu autorolota. De unde putem cobori către plajă? Ceva vântul. Dacă vedeți ale mici așa, sunt toalete. Ah, se rupe ăla. Uite, la doi vântul. Dar marea se vede superb. Eu merg cu 7 km la oră, adică super încet, și în spate ne-am făcut un nor de praf extraordinar. Deci, aoleu, Domnul e dezblocat. Ferească Dumnezeu. Bine că nu s-a ridicat. Hai să vedem pe unde ajungem, la plajă. Eu am înțeles, vii aici, campezi, dar vii pentru plajă, nu? Unde se ajunge la plajă? Că aici este foarte abrupt. Partea asta de sus e ca un câmp. Prăfuit. Ceva gunoaie.
stânga iar nudiști. Mamă mia. Mă, dar pe unde se coboară câte plajă? O să oprești și o să întreb pe cineva. Sper să nu iasă cineva dezbrăcat. Că mă tem. Sunt temător. Ar fi și aici o potecă plină de gunoaie, dar este foarte abrupt. Eu nu am cum să cobor cu masă și cu toate celelalte și pentru că nu este nimeni și cred că am trecut. Eu unde am făcut dreapta trebuia să fac stânga. Acolo fi plaja? Hai de mie câte gunoaie. Da, uitați aici. Hai să nu mai deranjăm pe doamna, că stă și se bronzează. Păi plin de gunoi pe aici. Locul este superb. Păcat că vin asemenea oameni pe aici. Nudiști, dar ăștia sunt exhibiționiști. Adică se apropiau de mine ca să-i observ, să-i văd mai de aproape. Adică nu erau intrigați că trec pe aici. Erau, mamă, încă unul în spate. Vai de mine. Erau bucuroși, adică e de asta fac. Uitați ce praf. Nu știu că se vede. Uitați cât praf este pe aici. Încă unul. Bine că stă cu spatele. Ei vor să fie observați, asta este bucuria lor. Aoleu, aici în dreapta încă unul. Stai să filmez în mare. Mai de mine, toți sunt nudiști pe aici. Unde am venit? Păi îmi pierde pofta de mâncare. Hai să vedem cum ajung la plajă jos. Eu aici nu opresc. Mă scuzați, dar nu opresc. Mi-e frică. Acum să te întrebe cineva dacă vrei să mănânci un hot dog sau un crembuști, un polonez, un cabanos. Cred că fac ceva glume proaste, dar eu mă distrez. Eu cu mine, na, mă simt bine. Hai să vedem pe unde ajungem la plajă. Am găsit aici o intrare. Nu știu dacă am lăsat mașina bine sau nu. Intrare către plajă. Ia uitați, mașina era curată de dimineață. Mult, mult praf. Să vă arăt celelalte mașini care stau de o zi. Nu-ți mai dai seama ce mașina este. O să merg până jos să văd dacă găsesc un loc și dacă este ok, iau și bagajele. Liderul mării, îi zice. Gunoaie nu prea sunt. După cum vedeți, este totul perfect. Domnii înjurau puțin. Cred că sunt pescari. Eu cred că ar fi fain să mă așez eu pe undeva pe aici. Nu cred că deranjez pe nimeni. Ia să vedem. Să nu fie nudiști. Cred că mai bine acolo, în dreapta. Aici sunt ceva oameni.
Mă duc acolo mai în dreapta. Unde să pun și eu măsuța mea? Ar fi fain aici. Ori mai în față? Aici văd o masă pe scaune, m-au lăsat să stau, nu cred. Nici nu știu. Și bate vântul de numai. Hai, aduc masa și văd unde o instalez. Cred că aici o pun. E mai adăpost. Am zis să nu mai cobor până jos. Uitați, aici pe stânga este un fel de terasă. Cred că e proprietate privată și doi domni au zis că este o masă acolo. Că pot să stau să fac și eu picnicul meu. Foarte treabă, domnii. Ducem totul acolo și facem picnic. Uitați în ce loc fain m-am instalat. Domnii sunt super de treabă. Nu știu dacă vor să apară în filmare, o să-i întreb. Uitați ce bine stau aici. Am toate produsele mele. Mi-am adus un tocător de acasă. Vai, ce bine am găsit. Exact cum trebuie să fie într-un loc rustic la mare. Hai să instalăm și noi. Haideți să vă arăt și ce brânzeturi am cumpărat. Sunt de 3 feluri. Specialitate din brânză cu piper, din lapte de vacă, cremoasă și picantă. Am aici o brânză cu mucegai, din lapte de vacă, cu mucegai nobil. Și încă o brânză cu ierburi roșii și usturoi. Roșie, ceapă, asta este și berea mea, bucur, sper să nu se încălzească prea tare. Povești de bulevard, nu știu că se vede. Este... Bate soarele exact cum nu trebuie, dar ne descurcăm. Hai să începem să tăiem. Prima dată să nu se încălzească, despart berea. Bere bucur, bere de bulevard. Doamne ajută! Tăiem puțin și din brânză. Din fiecare câte puțin. Când, după ce am tăiat, eu o să o duc la mașină, că mașina mea poate să stea cu aer condiționat, fără motorul pornit, stă mult și bine cu aer condiționat. Nu știu dacă se duce un kilometru pe oră. Așa, câte puțin din fiecare. Ceva roșie. Ceapa, fugi ceapa. Avem și roșie aici. Ceva sare. Asta e de la Paris luată. Imediat scoatem și mezerurile, să facem un platou așa fain.
prima dată ceva mușchi a fumat. Nu o să tai mai mult decât mănânc. Niște Kaiser. Mama mia, cum arată. Sper să ne auzim că bate vântul foarte tare. Uitați să-l am acesta, nu știu dacă se vede. Să mă dau mai la... Vai de mine. Ia. Oh. Niște șunculiță afumată. Vai cât de fragedă este. Ia uitați. Punem aici și un bastonaș de ăsta, nu știu din ce este. Și încă mai am. Ia uitați. Mi-a luat ceva vântul. Mă o să strâng de pe jos și revenim. Spargem și o ceapă, tăiem ceva pâine și le punem la masă. Mama mia! Avem și o pâine faină pe care o rupem. La picnic nu mai stai să tai. Ia uitați cum arată platoul meu. Eu am tăiat aici, nu știu, 15% din ce am cumpărat și totul a fost 120 de lei. Dacă v-ați uitat la clipul de ieri, am dat 72 de lei pe ceva care nu s-a putut mânca. O ciorbă, apă chioară, pe niște hamsi vechi și 3 bucățele de carne. Uitați cum arată platoul meu. Pace, sănătate! Hai să începem. Să gustăm. Prima dată salamul. Ia uitați cum arată. Nu cred că se vede. Mama mea. Nu găsiți așa ceva în comerț. În așa peisaj. Nu, salamul este senzațional. N-am ca niciodată așa ceva bun. Este ca un salam rustic, puțin afumat, iar coaja asta, nu știu ce pe ea. E senzațional. Mama mea.
ceva ceapă. Senzație. Am întrebat domnii din spate, care sunt foarte drăguți. Ba să-mi aducă farfurie, ba să-mi aducă tacâmă, să-mi aducă pahar. Fără să-i dau nimica. Este incredibil. Am întrebat dacă vor să mănânce și cu mine și nu. Au zis că doar ce-au mâncat. Hai să vedem ce mai gustăm acum. Din șâncurița asta. Uitați cât de fragedă este. Ia. Mamă, se topește în gură. Vai de mine. Nu găsești așa cea niciunde. Top. Ce urmează? Al mezer. Ia. Ma. Toate sunt la superativ. Astea mergeau strecurate într-o fasole. Nu. Nu cred că se vede prea bine. Soarele se reflectă în mare, dar sper să vă fac poftă. Vai, nu. Ăsta-i mușchi, a fumat. Plecați. Ah. N-am mâncat de mult așa ceva bun. Cu ceapă? Altceva, ia. Ca un piept de porc. Vai. Este un cățel în spate care poftește și el, la sfârșit o să-i dau. Și ceartă proprietarul. Ce mai am de încercat? Asta. Baghetele astea de porc. Ia. Așa ceva nu am ca niciodată. Se simte gustul de afumat. De carne macră. De lucru făcut cu dragoste. Făcut bine. Vai de mie ce bune sunt astea. Și astea mergeau strecurate în fasole. Ma. O să încerc și din brânză acum. Am trei feluri de brânză, asta e cu mucegai. Ia. Vai de mine. Îți umple gura de arome.
Vai cât de uite, stai de bună. Tece, ce-o fi tece? Hai să continuăm. Haide, ne stăpește în gură. Ce al lume. N-am cabeză mai bună. Între brânză, cașcaval și mozzarella. Consistența este cam ca la mozzarella. E puțin picantă. Un milion de arome. Brânza am luat-o de la Lidl. Nu vă imaginați. Noroc. Mai am încă un fel de brânză. Cât de bine arată și asta. Nu știu dacă se vede. Hai. La fel de cremoasă ca asta, dar nu e așa aromată. Foarte, foarte bună. E ca un cașcaval cu ceva arome. Dar asta și asta sunt senzaționale. Ce să zic? O să mă mut puțin la umbră și cred că o să termin tot platoul. Totul este la superlativ. Și pe mine aici m-a costat undeva la 20 de lei. Încă o dată, gândiți-vă la o cantină unde nu te servește nimeni. S-a uitat urât la mine, cartofii erau acri. Am plătit 70 ceva de lei, 72 de lei. O fată în fața mea avea 3 bucățele de carne și o garnitură de ciuperci și o salată de varză și a plătit 74 de lei. Uitați cât de bine puteți mânca. Și dacă ai suflet bun, găsești și așa oameni să te primească într-un decor. De vis. Mama mia. Haideți să vă prezint și domnii care m-au lăsat să filmez. Domnii sunt pescari de aici din zonă și nu mi-au cerut nimic, din contră mi-au dat un pahar, mi-au dat o farfurie, m-au întrebat ce-mi trebuie. Sunt... Eu arăt bine. Arăți foarte bine. Da. Cum vă cheamă? Ionuț. Sunteți pescar aici? Da. Pescar. La băci astea de aici? Da. Și dumneavoastră? Sandu. Dar zilea asta n-a fost de pescuit, că nu, e foarte, foarte furtună. Da, de fapt la noi aici se știe când vine Sfântă Mărie, se termină, se termină sezonul. Furtună, vine sezonul și de turiști, în general. Cum nu a plouat, o să mai fie sezonul. Da, dar la noi deja, dacă plouă de Sfântă Mărie, s-a dus. Dar acum, în ultimul timp, ce pește ați? Eu sunt nevoit după guvide. Unde merg la restaurant, ori guvide, ori hanus iau. Sunt nevoit. Dar să fie de-al nostru. De-al nostru, de asta zic. Pentru că marea majoritate, da? Mint, știu, și de unde este? Și de unde este? Din Adriatică. E mai bun al nostru? Nu există pește mai bun decât peștele din Marea Neagră. Să știți că am încercat și am făcut saramură și ciorbă din doradă. N-avea niciun gust.
nu mai puțin poate ați făcut-o din doradă de crescătorie, cum am văzut? Nu. Domnii s-au și abonat la mine, uitați, se uită aici la clipurile din Croația. Doradă prinsă din Adriatică, dar n-are gustul ăla cum este, nu că n-are niciun gust, dar n-are gustul ăla de crap, de somn, cum avem noi să la saramură. Nu este atât de gras. Așa este. Un borș, da, sau o saramură, ca să faci, dacă n-ai un pește gras, da, nu-ți iese. Așa este. Degeaba vii cu adausul de ulei, de mai știu degeaba, dacă nu e peștele. Și normal noi pescarii care suntem aici și ceea ce se spune, mă, saramura iese din biban sau din șalou, e cea mai bună saramură. Da, nu știam. Uite că nu știam. Cum și plachia mai bună decât din plătică sărată nu există. Iar nu știam. Vezi ce înseamnă să stai la masă cu specialiști. Mulțumesc mult pentru găzduire. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Și oricum cu cea mai mare plăcere. Uitați ce oameni drăguți am găsit aici. Vă mulțumesc din suflet. Povesteam cu domnul Sandu aici, la pescărie. Mi-a lăsat și numărul de telefon, de acum o să găsesc tot timpul pește proaspăt. Și povesteam despre guvida, am zis că este peștele meu preferat, a zis că și al meu este la fel, tot guvida. Eu nu știam că hanusul este mult diferit de guvide. Mult, este aceeași subspecie, deci se înrudesc, numai că și guvidul e guvid, hanusul este altfel. Și mi-a zis că hanusul este o carne mai de regime, o carne mai... Dar guvidele este mai gustos, mai gras, mult mai gustos și toată lumea când merge și zice, măi, iau guvid. Dar guvidul tot așa se împarte mai multe subspecii. Asta nu știam, asta este incredibil. Este strunghil, este caia, deci mai este moșoi, care îi spunem noi. Strunghil. Cel cu gura mai mică și mai roșu. Mai roșu. Așa. După aceea vine caiaua, care e capul cam aproximativ ca anusul. Da, mai mare, cap mare. Mult mai mare, capul mare. Da. Și dacă ne uităm bine la ea, este un pic mai slabă, pe când strunghilul e rotund. Și a treia specie? Și a treia este cel negru. Noi pescarii îl spunem moșoi sau... Moșoi. Dar care e cel mai gustos? Strunghilul. Ăla cu buzele roșii. Ăla e rujat ăla. Exact cum sunt și cei în ocean, ați văzut cum se bat pe bibanul ăla buzele roșii. Da. Deci pentru ei... E incredibil ce află de la dumneavoastră, incredibil. Da. Vă mulțumesc mult, domnul Sandu. Pentru puțin să vă dea Dumnezeu sănătate. Doamne ajută, mulțumesc. Haideți să facem și o plimbare pe malul mării. Astea sunt bărcile domnului Sandu, pescarul, care mi-a devenit prieten. Mirosul de aici este foarte plăcut. Este accentuat a fructe de mare, a marea neagră. Vă spun, miroase foarte, foarte bine. Adică cine a fost pe malul mării, așa când bate puțin vântul, nu mai zic de aerosol. Este un miros specific, dar un miros foarte, foarte plăcut. Haideți să mai mergem puțin pe malul mării. Acum eu nu știu dacă s-a filmat ceva, pentru că aveam soarele în față mai devreme, când am făcut platoul. Se reflecta și în mare, dar am găsit cel mai bun loc de picnic. Ce noroc am avut cu domnul Sandu. Vedeți că partea asta dreaptă, în dreapta, cum am luat-o aici, nu sunt nudiști, doar în stânga. Plaja este îngustă. Este o plajă sălbatică. Nu poți să ceri mai mult la o plajă sălbatică. Și cred că asta atrage oamenii aici, pe cei care vin aici, exact asta îi atrage. Păcat că bate tare vântul. Este mult mai curată decât plaja de ieri de la Cap Aurora. Vedeți? Oamenii care vin aici strâng tot. În mod normal, când nu bate vântul,
culoarea apei este apropiată de cea din Croația. Pentru că în apă sunt multe pietre. Hai să mergem până acolo în capăt. Mai vezi și aici ceva gunoaie. Uitați, o piatră interesantă. Domnul Sandu mi-a băgat mâncarea la frigider, a avut grijă de mine. Ce să mai, mi-am făcut un prieten pe viață. Ia. Am găsit aici o preche de ochelari. Hai cu erfi. Hai să-i lăsăm tot aici, poate îi caută cineva. Cred că i-a dus apa. Fiind furtună, i-a dus apa cu siguranță. Cam asta este. Hai că nu mai merg până în capăt. V-ați făcut o părere. Dacă vă place natura, să fiți așa puțin mai retrași, puteți veni aici, e foarte fain. Și acolo sus, întrebați de domnul Sandu. N-am mai ieșit pe mare de câteva zile, pentru că a fost furtună. Dar am văzut, are și o plită din aceea faină. M-a învățat și ceva rețete, cum face el rapanele. Pun pariu că dacă are ceva pește, vi-l și gătește. Dacă vă îl rugați frumos, vă și gătește acel pește. Uitați, domnul din față are un coș de gunoi și adună gunoaiele lăsate de la alții. Bravo lui! Bravo lui! Vedeți cum a luat gunoaiele lui. Se scoate din nisip. Felicitări! Uitați! Nu-l pune nimeni să facă asta, strânge după alții. După macaci. Oh, ce bate vântul! Cât de fain stai așa la cort. Și-a făcut și o salată. Sper să ne auzim. Bate foarte, foarte tare vântul. Uitați, acolo sus este domnul Sandu. Vai, dar ce bine miroase aici. Exact ca la un restaurant cu fructe de mare. Exact așa miroase. Cred că o să mă întorc aici curând. Ia uitați, un golan. Ce faci, mă? Ce față ai? Ce faci, bă? Ce faci, bă? Ce sete? Așa e. Gălanu. Ia. Ia. Gălan frumos. Asta e un adevărat pirat. Plecăm de la plaja 23 august. Pentru mine a fost o experiență plăcută. Este o plajă sălbatică, cu oameni civilizați, iar pentru mine a fost un plus pentru că l-am întâlnit pe domnul Sandu. Dar vă spun, nu credeam că este locul lui și am întrebat dacă pot să mănânc și eu acolo. Cu drag, stai aici liniștit, îți trebuie farfurie, îți trebuie tacâm, îți trebuie pahar, ce trebuie. Și după aia din vorbă în vorbă ne-am împrietenit și l-ați cunoscut. M-a invitat pe viitor să gătim împreună,
Sunt rețete pescărești pe care eu nu le știu și sunt multe secrete. Vă dați seama că n-ai cum să știi când el este pescar de viață, știe... Știe mult mai multe decât mine, mai ales în domeniul ăsta al peștelui, al rețetelor cu pește. V-am zis, am numărul de telefon, o să sun din când în când, măcar așa de bună ziua. Și hai să pun de luăm pe aici. Aici nu trece nimic. Măcar ne auzim pentru prietenie, pentru un salut. Eu m-am luat după mașina asta, dar se pare că n-am luat-o bine. Haideți să ajungem la drumul național și discutăm, vorbim. Am ieșit bine până la urmă. Ce să vă spun? Este un loc pe care vi-l recomand dacă sunteți așa mai aventurieri. Vă place în sălbăticie, atenție, nu am văzut un singur restaurant și nicio alimentară. Deci dacă vii aici trebuie să ai provizii. Da? Nu este mult, sunt 4 km până în 23 august sau o altă localitate. Fain locul, adică exact la ce te aștepți. Exact la ce te aștepți. Acum, ce să vă zic? Vă mulțumesc, sper că v-a fost util acest vlog, ca și celelalte, cu bune cu rele. Vă spun la revedere și nu uitați, ținem legătura. Oh, câți pescăruși aici la arătură, ce-or mânca?